Cu mine în viitor și, în general, am și foarte mari emoții pe care, de obicei, nu așa să le stăpânesc. De data asta mi se pare că e ceva mai mult. N-am fost pus în această postură niciodată, dar sunt foarte, foarte onorată că sunt aici împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc din suflet distinsei domnului profesoare Laura Bustan, pe care îl vezi din clipa în care am văzut-o, am cunoscut-o. I-am mai făcut așa face, sper să-mi dea privilegiul grupului de catedră care a fost de acord cu această întâlnire. Mulțumesc foarte mult domnului Nicolae Șapcă, așa cum a spus și dumneavoastră, îi confirma, suntem prieteni vechi, ne simțim ca frați, aș zice, poate nu-i prea mult. De asemenea, domnului Vasile Dudu, cu care colaborăm în cadrul societății. Noi considerăm prietenii și frații noștri. Emoția este generată și de faptul că ne aflăm într-un loc cu o încărcătură semnificativă, deosebit de semnificativă pentru istoria și pentru devenirea noastră. Cred că cu toții știți ce a însemnat Universitatea din Cernăuți pentru spiritualitatea românească de la momentul înființării ei. Câți oameni mari s-au ridicat formându-se aici, în aceste sări de studiu și cât sigur se ridică și acum se va mai ridica. O emoție dublată, triplată și de faptul că ne aflăm în auditoriul Igore Bostan, așa cum spunea profesoară, am avut fericită ocazie să mă ascult vorbind, știam cine este, m-a impresionat. A trecut la cele veșnice prea repede. Am scris acele gânduri pentru că l-am considerat un stâlp de limbă românească. Și eu sunt foarte bucuroasă ca român și ca om, ca doamna profesoară, alături de colegii dumneavoastră, alături de societatea. Mihai Eminescu continuă această activitate de păstrare a ființei naționale a noastră. Eu nu mă consider, în primul rând, poet. A scrie poezie înseamnă a sta de vorbă cu tine însuți, interogarea sinelui, timpul acesta care fuge foarte repede, care ne presează pe lumea de seama așa și ca subiect filozofic, dacă vreți, nu-mi permite întotdeauna să-mi iau acest răgaz, dar așa cum bine se spunea, cum a spus, cum a spunea domnul Șapcă, mi-a dorit foarte mult cu ceva în lume să fie și un alt fel de relație între noi, cei de Sudul Bucovinei și noi, între familia noastră și prietenii de aici. Și am zis, cum am putea o face mai bine decât să încercăm să tipărim o carte, pentru că o carte rămâne, nu știm dacă e foarte valoroasă din punct de vedere literar. Acest lucru îl decide posteritatea. Filozoful Constantin, posteritatea este cea care dictează dacă un nume rămâne, într-adevăr, în marea literatură sau, mă rog, în general, în literatură. Nu gândul acesta a fost al nostru când am scris, indiferent ce am scris, ci faptul că am dorit să spunem ceva. Să înnobilăm, dacă putem, cu trăirile noastre cuvântul românesc. Și a apărut cartea aceea cu titlul Oase, Oasul și eu, ca să nu știu, așa că ne-a făcut o surpriză foarte plăcută, târziu timpul cuvintelor, pentru că pentru vârsta mea era târziu. De regulă, poezie se scrie, se supărește așa de la vârsta dumneavoastră a celor tineri. Dar dacă simțim mai târziu că avem să ne mărturisim, eu știu, să ne facem un prieten cu poezie, iată că o facem și mai târziu. Și tot ca poezie a mai apărut un volum ceva mai târziu, cu vreo 3 ani mai târziu, se numește Tentat. Eu am o problemă cu albastru pe care îl consider un agent al infinitului, mai mult decât albul și decât lumina, un infinit pe care nu-l ajungem, dar care
prin timp el se derulează în, după regulile proprii și noi încercăm doar să curăm câte felume de timp. Aici este, să știți că este o imagine, dacă cineva veniți, când treceți din Bucovina în Transilvania, între spună Ardeal, în Transilvania, Ardeal în cuvânt de origine maghiară, nu din motivul ăsta, parcă sună mai frumos țara peste păduri, este o imagine de pasul Tihuța. Aproape așa, în după amiez, când e soare și e frumos, zăpada este, are aceste vizări albastre. Nu este fotografia mea, este o carte ilustrată de o prietenă de la Iași, care este specialist în design de carte, cu studii la New York. O să vă arăt de așa fotografia aceasta, care este ilustrată. Să vă mai arăt una așa, cu patru planuri. Și, sigur, nu știu dacă o să mai scriu poezie, vă voi spune imediat de ce, dar am ținut neapărat să mai avem un semn al relațiilor noastre și de aceea m-a rugat Domnul să ne sprijine și a făcut-o cu mare drag și cu, zic așa, un sentiment frățesc. Aproape că nu îndrăzneam să rog pe doamna profesoară Bostan să ne scrie ceva, dar discutam despre o posibilă vizită a dumneavoastră la Vatra Dorme. Am spus, haideți că vă ofer un prilej să veniți la Vatra Dorme. Și atunci am îndrăznit, încă o imagine a am îndrăznit să rog și dumneavoastră mi-a făcut așa o prefață de deosebită, ați auzit și dumneavoastră, care mă onorează în mod deosebit și nu știu dacă nu revit așa niște cuvinte frumoase. Cum m-a impresionat foarte tare și cuvintele prietenului nostru, o spață. Iată o imagine cu patru planuri extraordinare. Dar nu, dacă ești artist și ai ochi, știi ce să vezi, în ce moment să vezi. Noi ne-am ocupat, așa cum s-a spus, spunem lucrul acesta ca să ne cunoaștem cumva mai bine. Poate ne vom mai întâlni, viața ne va oferi bucuria de a ne mai întâlni. Eu aș vrea de la început, că s-ar putea să uit la sfârșit, să vă felicit din toată inima pe dumneavoastră, cei tineri, că ați ales să studiați în limba română, ați considerat probabil o datorie față de părinți, de strămoși, de toți cei care luptă pentru păstrarea identității noastre, cel puțin culturale, că asta nu ne poate prin nimeni, și sunt convinsă că, așa cum cei dinainte care au studiat aici și au format personalitatea studiind în limba română aici, și dumneavoastră vă veți realiza în viață la fel de bine. Și limba română are acum, așa cum știți bine, un alt statut în Europa și în lume. Prima noastră carte, împreună cu monografia comună cu Ana Stampei. Aici sunt, eu sunt născută. Face legătura dintre Bucovina și Transilvania. O comună mare și frumoasă, imagini tot de acolo. O monografie nu se scrie deloc ușor, se stă prin arhive, se cercetează N documente, se stă de vorbă cu multe lume. Am făcut lucrul acesta cu mare drag pentru că așa am considerat că este o datorie față de părinți, de străbuni, față de toată familia mea din comună, să scriem, pentru că la momentul acestui, în 2006 a apărut prima ediție, aceasta este a doua, revăzută, adăugită, nu avea un asemenea document. O monografie este ca o carte de vizită, așa cum este și limba noastră, o carte noastră de vizită, un document de autenticitate, dacă vreți, un document de noblețe. Și era ce spune, pentru că localitatea de stat în 1593 și care s-a dezvoltat foarte mult în ultima vreme. Și au mai urmat o altă monografie a unei comune învecinate care a fost până în 1926, a făcut parte din Ținutul Transilvaniei, din zona Năsăudului, care a făcut obiectul
dictatului de la Viena, despre care probabil profesorul Bosans, perioada de 4 ani, când s-a vorbit numai în maghiară, toate documentele erau maghiare. În sfârșit, e o istorie interesantă a locului și ne pasionează foarte tare etnografia, dar mai facem și altceva. Și,